Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Un bărbat de 43 de ani, originar din raionul Orhei, se zbate între viață și moarte după ce a suferit arsuri de gradul 1, 2 și 3 pe circa 50% din suprafața corpului în urma unei explozii care a avut loc aseară în locuința sa din satul Trebujeni. Bărbatul a fost preluat de medici și internat în secția reanimare, iar specialiștii spun că starea acestuia este mult mai gravă. Starea pacientului foarte gravă. Pacientul a fost transportat în șoc, șarșuri pe toată suprafața corpului, 90%. Are șanse de supraviețuire, nu știu ca expert, dacă ați putea să ne spune. Aici prognosticul este foarte rezervat. La 112 a apelat soția victimei, care a declarat că bărbatul efectua unele lucrări de reparații într-o încăpere în care se afla și un cazan care funcționează pe lemne și ulei. La un moment dat, în încăpere s-a produs o deflagrație, iar hainele în care era îmbrăcat acesta ar fi luat foc. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul a avut loc în urma încălcării regulilor de exploatare a cazanului, amplasat în interiorul cazangeriei cu suprafața de 12 metri pătrați în subsolul unei pensiuni. Cauza și circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite de specialiști. Iar un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat și lăsat să zacă la pământ în urma unui conflict. Incidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 1 în curtea unor blocuri de locuințe din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii au prins un individ suspectat de atac și care avea la el un cuțit. Bărbatul de 32 de ani a fost încătușat și e reținut pentru 72 de ore, iar pe numele său a fost pornit un dosar penal. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs, dar și motivul conflictului dintre cei doi. O angajată a Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost reținută cu puțin timp în urmă de ofițerii CNA și Procurorii Anticorupție, fiind bănuită într-un dosar de trafic de influență. Potrivit Centrului Național Anticorupție, polițista a fost denunțată de un șofer pe care ar fi vrut să-l scape de punctele de penalizare pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră. Potrivit denunțului, acesta i-ar fi promis bărbatului că poate să intervine pe lângă șefii ei, care au acces la sistemul centralizat de evidență a punctelor de penalizare, și să îi determine să radieze informația din program. Pentru fiecare punct din cele 13 acumulate de denunțător, angajata INSP ar fi cerut câte 10 euro, în total 130 de euro. Aceasta l-ar fi rugat pe denunțător să transmită banii în două tranșe pe două carduri bancare. Banii au fost depuși pe cardurile menționate sub controlul CNA, iar în această dimineață au fost efectuate percheziții la biroul de serviciu al ei din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni, la domiciliul și în automobilul polițistei. De asemenea, au fost ridicate mai multe informații din sistemul centralizat al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI. Cazul este cercetat sub toate aspectele pentru stabilirea întregului cerc de suspecți. Un bărbat de 39 de ani din raionul Briceni a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tâlhărie și tentativă de viol asupra unei femei în vârstă de 81 de ani. Acesta își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip semi-închis, anunță Procuratura Generală. Potrivit oamenilor legii, în luna februarie, individul fiind beat a intrat în casa bătrânei și ar fi bătut-o și i-a cerut bani. Pentru că nu i-a primit, ar fi amenințat victima cu un cuțit, apoi i-a scos hainele și a încercat să o violeze. Strigătele după ajutor ale femeii l-au făcut să dea bir cu fugiții. Procuratura precizează că decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.
ministrul sănătății Alan Emerenko va aplica mustrare aspră directorului Institutului Mamei și Copilului și cere administrației spitalului să sancționeze cadrele medicale care i-au acordat asistență fetiței Dina Neninoi, ce ar fi fost violată de propriul bunic. Se întâmplă după ce comisia de experți care a evaluat volumul și calitatea asistenței medicale acordate copilei de un an și 7 luni a bifat mai multe abateri de la protocolul ce prevede abordarea de către medici a cazurilor de viol. Institutului Mamei și Copilului se reproșează că personalul implicat în examinarea copilei nu a fost instruit în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor protocolului clinic standardizat, managementul clinic al cazurilor de viol, deși a participat la elaborarea acestuia. Totodată, instituția de rând cu Spitalul Raional a Nenii Noi și Centrul de Medicină Legală nu ar fi depus eforturi pentru a examina copila în comun. Pentru o minimizare impactului psihologic, fetița trebuia să fie consultată o singură dată, fără a fi transferată dintr-o instituție în alta și examinată repetat de diferiți medici. Se mai menționează în raportul Comisiei de Experți care au evaluat felul în care a fost tratat cazul de către personalul medical pe mâinile căruia a ajuns copila. Specialiștii mai notează că toate trei instituții medicale vizate nu au completat formularul de consimțământ pentru examinarea medico-legală, dar și fișa de examinare a cazului de viol. Prin urmare, în privința Institutului Mamei și Copilului, ministrul Sănătății va aplica mustrare aspră directorului acestuia, pentru că instituția nu a asigurat implementarea protocolului, fapt care a dus la acordarea serviciilor medicale neconforme, se afirmă într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Tot acolo se menționează că Alan Emerenko a solicitat administrației sancționarea angajaților implicați în acordarea asistenței. Angajații altor instituții vor fi avertizați pentru abaterile comise. Totodată, în toate cele trei instituții vor fi desfășurate instruiri privind aplicarea protocolului menționat, se precizează în comunicat. Am sunat la Spitalul Raional a Nenii Noi pentru a obține o reacție la acest subiect, însă directorul Diana Bradu nu a răspuns la apelurile noastre, iar șeful secției evaluare și monitorizare al Centrului de Medicină Legală ne-a comunicat că se va expune după ce ministrul va semna ordinul de sancționare. Când va fi decizie, atunci vom... Acum eu nu pot să fac nicio reacție, nimic. Noi am anunțat, cazul este... S-a investigat, comisia să expune, ministerul să iei decizia. Când a să fie decizia, atunci ce pot spune eu, pentru că nu știu care este decizia. L-am telefonat pentru o reacție și pe directorul Institutului Mamei și Copilului, dar Sergiu Gladun nu ne-a răspuns la apeluri, iar purtătorul de cuvânt al spitalului, Maxim Cazacu, ne-a scris într-un mesaj că nu a văzut deocamdată raportul comisiei de specialiști la care face trimitere Nemerenko, dar institutul va ține cont de toate concluziile acestora și va depune toate eforturile pentru a înlătura abaterile depistate. Totuși, el afirmă că o analiză pe intern a cazului arată că asistența medicală a fost acordată în volum de plin, chirurgical și medicamentos. Ce ține de respectarea de către specialiști a protocolului clinic standardizat, managementul clinic al cazurilor de viol aprobat în anul 2021, conducerea spitalului admite că există anumite lacune în procesul aplicării corespunzătoare a acestuia. Totodată, el afirmă că vor fi organizate instruiri suplimentare pentru ca fiecare specialist să se poată familiariza încă o dată cu toate aspectele protocolului respectiv. Amintim că acum 2 săptămâni un bărbat de 44 de ani și-ar fi violat propria nepoată care i-a fost lăsată în grijă de mamă pentru câteva ore. Polițiștii au precizat că tot femeia de 24 de ani a fost cea care i-a alertat, iar suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare de la 10 la 20 de ani, ne-a declarat ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție a Nenii Noi. Anterior, Ministrul Sănătății spunea cu referire la starea copilei că aceasta își revine. Era veselă, era spitalizată, precizase ministrul.
Alertele false cu bombă care au loc practic în fiecare zi sunt generate de un grup de persoane, unele dintre care nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Despre asta spune șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață. Oficialul a precizat că autoritățile revizuiesc protocoalele de intervenție pentru a crea cât mai puțin disconfort cetățenilor. Totodată, el a menționat că în prezent riscul unor destabilizări în masă este exclus. În cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei, directorul SIS a declarat că motivul exact al alertelor frecvente cu bombă încă este investigat. Potrivit lui, misiunea este complicată în condițiile în care anunțul alertelor este lansat pe poșta electronică. Alertele venite pe e-mail sunt foarte greu de identificat pentru că se folosesc instrumente de ascundere a IP-ului, de ascundere a locației. Și atunci mergem pas cu pas din locație în locație, contactând colegii din alte țări pentru a colecta date. Și atunci să vedem unde totuși e punctul final. Sunt unele date, toate au fost comunicate procurorului de caz care coordonează activitatea de investigație. Totodată, Alexandru Musteață spune că unul dintre scopurile acestor ilegalități ar fi testarea capacităților de intervenție a instituțiilor statului. Investigăm, încercăm să vedem cine stă în spatele acestor tentative sau alerte cu bombă falsă, dar totodată noi încercăm și să revizuim un pic protocoalele de acțiuni. Pentru că verificarea aceiași clădiri de 3 ori pe zi nu este cel mai eficient lucru. Iar în cazul aeroportului, cum știm cu toții, a creat foarte multe incomodități. Mai mult, oficialul susține că este examinată și posibilitatea unor destabilizări în masă. Avem sarcina și lucrăm zi de zi ca să nu permitem astfel de destabilizări. Asta e scopul principal și rolul principal al Serviciului de Informații și Securitate, să colecteze date care ar indica astfel de scenarii și respectiv să informăm factorii decizie și organele competente pentru a lua anumite acțiuni. La moment, noi estimăm diferite scenarii, facem analiză de risc. Riscul la moment este unul mic spre mediu, deci noi nu excludem niciun scenariu. Deci este sub control situația? Situația este sub control și noi lucrăm iarăși în fiecare zi și depunem efort ca ea să rămână sub control și să nu admitem destabilizări. Fenomenul alertelor false cu bombe a crescut în ultima perioadă, iar acestea au loc practic în fiecare zi. Din cauza lor, intrarea în aeroportul internațional Chișinău se face printr-o verificare mai riguroasă a bagajelor și persoanelor care au acces în interior. Este vorba de pasageri, angajații companiilor ce activează în clădire și membrii echipajelor. De asemenea, sala VIP a fost temporar închisă. Pentru a descuraja fenomenul alarmelor false cu bombe, MAI propune închisoare de până la 5 ani și amenzi de până la 150.000 de lei. Astăzi și mâine în Chișinău se desfășoară reuniunea anuală a ambasadorilor a Republicii Moldova, organizată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu genericul Diplomația Republicii Moldova, în contextul oportunităților și provocărilor regionale. La inaugurarea reuniunii care a avut loc în această dimineață, prezent a fost și președintele Maia Sandu. În cadrul acestei întruniri vor fi discutați pașii următori cu privire la statutul de țară candidat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar și realizarea planului de implementare a celor 9 recomandări propuse de Comisia Europeană. Evenimentul mai are drept scop examinarea chestiunilor legate de realizarea politicii externe a Republicii Moldova și stabilirii unor noi sarcini și priorități pe termen scurt și mediu. În calitate de invitați speciali, la întrunire vor interveni prin videoconferință ministrii de externe ai României, Ucrainei și Turciei, un reprezentant al diplomației franceze, precum și comisarul european pentru vecinătate și extindere, Olivier Varley. Vaccinul împotriva variolei maimuței nu este un ser miraculos pentru sănătatea publică. Au fost raportate cazuri de îmbolnăvire post-vaccinală. Este avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății, făcut miercuri, transmite de pe acea mai mare agenție de presă din Germania. Asta în timp ce în Canada, Uniunea Europeană și Statele Unite, un vaccin a fost aprobat oficial pentru a preveni îmbolnăvirea, iar altele două sunt în curs de evaluare.
Potrivit expertului OMS, Rosamund Levy, s-a constatat că serul antivariola maimuței nu este un panaceu. Ea a subliniat că încă nu sunt disponibile studii controlate cu privire la acest vaccin și a precizat că au existat raportări care sugerau că serul nu este 100% eficient, fie după expunerea la virus, fie ca măsură preventivă. Și, în plus, lipsesc datele privind numărul de doze necesare, afirmă Levis. Totuși, Organizația Mondială a Sănătății recomandă vaccinarea direcționată a celor care au fost în contact cu o persoană infectată cu variola maimuței, precum și a persoanelor cu risc crescut de infecție, lucrătorii medicali și cei care au mai mulți parteneri sexuali. Potrivit OMS, infecția se transmite prin contactul apropiat cu pielea, astfel încât oricine a avut contact fizic cu un purtător al virusului se poate infecta. Variola maimuței mai poate fi răspândită prin îmbrățișare, sărut, dar și prin lenjerie de pat sau prosoape. Până acum, OMS a raportat peste 35.000 de cazuri de variola maimuței din 92 de țări. 12 bolnavi au murit. În prezent, peste 70% din infecțiile înregistrate apar în Uniunea Europeană, iar 25% în America, afirmă instituția. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!